energie frumoasă aveți de astăzi, de luni. Pare să că v-a prit ediția Concept, pare să că v-a prit weekendul și mă bucur să vă revăd astăzi într-o formă de zile mari, care mai de care mai frumoasă. Ce faceți, fetelor? Sunteți bine? Da. Da. Bine. Ne-am băut magneziu în weekend. Doamne ajută, mă bucur, ocupați loc. Simțiți-vă bine, relaxați-vă, dați frâu liber sentimentelor, imaginației și porniți în călătoria frumoasă de astăzi alături de mine. Și alături de prima concurentă, alături de care vreau să, bineînțeles, tot alături, să facem alături o frumoasă prezentare, alăturându-se ea mie prin defilare, eu alăturându-mă ei. S-a înțeles ceva? Jasmine, te aștept! Bună seara, draga mea, Jasmine! Bună seara, Ilinca! Astăzi mi se pare că aduci așa, cu tine. Cu mine? Din prima ediție, când ai venit în platoul nostru, țin minte că eram fascinată de ochii tăi și astăzi machiajul mi se pare tot acolo undeva. Da, chiar vorbeam și cu fetele de la make-up în spate, că nu prea am mai avut un make-up, un look atât de natural, de mult. De ceva vreme. Și mi se văd și mie trăsăturile, da. Mai ales de când strălucești în gale, în toate exact. Galele, cam de atunci n-ai mai avut. Da, băi, Linca, uite, apropo de gală, după gala de săptămâna trecută, am primit un telefon de la baba, așa, al meu tată, așa cum am stabilit, și mi-a spus că vrea să petrecem un weekend împreună, tată, fică, că nu n-am mai ieșit de mult. Când eram mică, obișnuiam în fiecare duminică să ieșim, să ne plimbăm în parc. Ce frumos! Tatăl meu este, mă rog, printre, de fapt, nu, cel mai deștept bărbat pe care îl cunosc. Și când eram mică, obișnuiam să mă plimb cu el în parc, să discutăm, eu știu, tot felul de lucruri. Și apoi totul se încheia cu un cappuccino. Moment în care eu o imitam pe mama, imitam gestul de a fuma. Vedeam la mama în casă în fiecare dimineață, ea țigara și cafeaua nelipsită. Și am amintirile astea foarte bine implementate în minte și cumva weekendul ăsta așa am spus să mă reîntorc la origini, ca să spun așa. Da, tatăl tău e aici, e la București? Da. Da, este aici. Deci stați împreună, că te văd că te-ai emoționat foarte tare. Da, pentru că nu petrecem foarte mult timp împreună. El muncind e destul de des plecat din țară, dar trăiește în România, în București. Trăim aici. Da, dar e foarte mult plecat. Da, da. Cu ce se ocupă tatăl tău? Unde călătorește? Tata lucrează în domeniul construcțiilor și călătorește prin țările arabe și nu numai. Mi-a plăcut povestea, Jasmine, și să știi că, sau să știți că de fiecare dată, cred că toată lumea reacționează foarte bine la poveștile astea inspirate din viața noastră. Acum, revenind la competiție, Jasmine, ia spune-mi ce s-a întâmplat între tine și Alexandra în culise. De unde știi, Jasmine, că am ținuturile din fotoarea mea? Nu așa ai spus? Nu, Jasmine, dacă vrei să mă citezi, să fii atentă, că am zis că am poveștile pentru cine săptămâna. Nu, inițial ai spus că ai și ținutele și poveștile. Ulterior ai spus că ai doar poveștile. Nu, asta știu sigur. Am ținutele, am spus și am afirmat-o zic că am poveștile. Eu nu am avut niciun fel de acuzație, am spus pur și simplu că se vede cumva relaxarea și nonșalanța cu care tu vii aici. Nu doar că te machiezi de acasă și îți faci părul, dar și în ceea ce privește ținutele. Că uite, eu, spre exemplu, și, mă rog, și alte concurente, suntem mai chinuite, mai nedormite, mai... Crezi că dacă nu mă plâng, asta înseamnă că eu nu mă chinui, nu? Nu, cu siguranță nu e vorba de asta. Dacă nu mă auzi spunând pe aici că m-am culcat la 5 dimineața, că am făcut cam dresul, asta înseamnă că eu nu fac aceleași lucruri ca și voi.
există avocați care se plătesc cu 300 de euro pe acțiune în instanță și avocați care se plătesc cu 500 și avocați care se plătesc cu 1000. Okay? Depinde de fiecare câtă școală a învățat, ce știe să facă și ce pretează în momentul în care se prezintă la într-un dosar. Evident, incontestabil. Nu e același exemplu pe care l-am dat și legat de stiliști? Nu e vorba de asta. Bine, ok. Dar e ok, înțeleg că încerci să deviezi de la subiect. Nu încerc, îți dau exemple ca să înțelegi ce am vrut să zic. Fără exemple, nu, fără argumente, eu nu pot să mă justific în fața voastră. Dar te rog frumos, Alexandra, desenează-mi că nu înțeleg. Te rog. Și să-mi faci o legendă colorată. Chiar vreau să-mi desenez. Să-mi fac un tabel. Un tabel cu? Cu prețurile stiliștilor de România. Mai repede îți fac de avocat. Eu doar am spus, am repetat ceea ce a declarat în emisiune și atâta tot. Ce anume? Faptul că are pregătite ținutele din timp, cu săptămâni, cu 5 săptămâni, nu știu, 4-5 săptămâni, ceva de genul ăsta, ținutele, piesele și, și poveștile. Mi se pare ușor cusut așa cu ața albă, în sensul în care ar avea un ajutor. Îi mulțumesc pe de-o parte lui Jasmin că mă complimentează astfel, pentru că eu chiar muncesc la ținutele pe care le fac, le argumentez în egală măsură, argumentez și ținutele voastre la fel de corect, cel puțin din perspectiva mea am niște argumente plauzibile. Ai mai afirmat și faptul că persoana care mi-ar face mie ținutele mă și învață ce să vorbesc, dacă ar fi așa, n-aș mai avea debitul ăsta verbal de care se plânge toată lumea. Aș vorbi așa, ca să-mi aduc aminte. Cred că e vorba de educație, pentru că am învățat că atunci când am o părere să-mi o spun într-un mod cât se poate de frumos. Și cred că Alexandra, nu știu, cumva, așa simt, trăiește, se hrănește din ceartă, din conflicte, asta caută și eu niciodată nu mi-am dorit asta. Îți dau un exemplu. Atunci când, nu știu, spre exemplu, Andrei s-au adus pungi, pachete cu diverse piese vestimentare sau ținute, nu că ar fi fost wow ținutele respective, însă mi se pare mai real să-ți aducă cineva, nu știu, o curea sau ceva ce-i fi uitat acasă, decât să vii cu totul pregătit perfect, fără niciun fel de greșeală, fără niciun fel de cusură. Și eu nu am susținut neapărat că mă dau un vânt după fiecare outfit pe care l-ai prezentat în emisiune. Mă refer mai degrabă la atitudine. Cumva ne tratezi așa, nu știu, cu superioritate, ești relaxată, ești cumva... Crede-mă că într-un alt context nu ar fi spus lucrurile astea despre mine. Și nu ar fi vorbit așa și nu ar fi avut părerea asta despre mine. Dar e important să-ți alegi o tabără în care vrei să joci. Și e ori tabăra care o susține, ori tabăra care nu o susține pe Alexandra. Tabăra care nu o susține pe Alexandra e arogantă, e fițoasă, e cu nasul pe sus, are un aer de superioritate. Astea sunt cuvintele pe care le spun oameni. Iar tabăra care o susține, bă, așa e fata. Ducă-se așa cum o fi. Las să meargă așa cum e. Iar mie mi se pare că toate lucrurile pe care le-a spus sunt preluate din ce se vorbește în online. Hai să vorbim și despre ținuta pe care o propune Jasmine pentru ediția de astăzi. Maria? Bună, Jasmine! Bună. Îmi place foarte mult structura pe care, silueta pe care ai creat-o cu această fustă. Detaliul la sân este sutienul de așa natură cu aceste... sau ai pus două perechi una peste cealaltă? Este într-adevăr lenjerie intimă pe care am cusut eu un alt sutien din cristale. Se vede foarte interesant artificiu, deși probabil, nu știu, aș fi mers poate pe sutienul acesta din cristale pe deasupra maletei. Nu știu exact cum s-ar vedea, dar mă gândesc că ar fi fost un locul care mi-ar fi atras practic atenția din toată această, din all black-ul acesta pe care tu îl propui în această seară. Ai o ținută armonioasă, o ținută frumoasă. Într-adevăr, aș fi plusat puțin mai mult pe accesorii, însă nu mi se pare nimic greșit în ceea ce ai făcut. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria! Ascultăm și părerea juraților despre ținuta ta, Jasmine, în fața lor, te rog.
Iule, bonsoir, iată un mix cu adevărat interesant. Ce ai făcut, matale, în seara aceasta? Avem o dată Blana del Rey în zona capului și în zona șold popou picioare, Coca Andronescu. Problema cu ținuta este în felul următor. Ținuta, ea, s-ar dori un pic rafinată, dar nu e. Un pic dramatică, dar nu e. Un pic siciliană, dar nu e. Un pic cinematografică, dar nu e. Hai să spun de ce nu e. Când tu vii cu o clădăraie de păr cu bentiță neagră, situație pe care se încadrează în Marea Galerie, de la Brigitte Bardot la cine vrei tu, părul trebuie să fie înlemnitiv. Părul nu trebuie să arate nici acăpiță, nu trebuie să arate afânat, iartă-mă, nu trebuie să arate ars. Al tău arată și acăpiță, și afânat, și ars. În același timp, dată fiind vârstișoara, eu zic că e cam de vreme. După aceea, fusta nu-ți face neapărat un avantaj. Ideea e bună de la care ai plecat, dar obiectele, piesele, inclusiv acel, nu știu cum să-i spun eu, un obiect neidentificabil, ceea ce porți în mână, este o toartă cu... Aia nu e o geantă. Mi-am dorit o geantă prețioasă, însă nu am avut și... Viața ta, asta am găsit, da. Și ciorapul. Aș fi vrut ceva... Jazz, lungimea ciorapului cu papucelul. Adică, în loc să obții acel efect fresh, cinematografic, dramatic, sicilian, filmic, noir, ai obținut un efect, s-a afișat întreținerea, mă duc repede, iau ceva de la ușă ce era acolo la intrare și mă duc până la 7, o fiind la 2, s-o plătesc. Șoseta aia acolo, taie piciorul. Rău. Nu se vede când stai nemișcată, dar în mers e rocire. Adică genul ăla, ridică puțin fusta, te rog, ca să vezi cât de... Adică e foarte mică limită de la fusta la bordură, dar acolo unde apare bine, șoseta, sau... unde apare elasticul de la șosetă, nu e bine. Plus că ori s-a umflat picioarul, ori s-a întâmplat ceva, ori elasticul ăla e prea strâmt, ori șosetă de la copii, ceva, e o situație acolo. Papucul este bine ales. Modelul fustei mi se pare că te avantajează ca model în sine. Rămân în pronunțare, să știi, pentru că ai conturat un look tu. Aia pornit de la o intenție. Mulțumesc. Hai să facem un exercițiu de imaginație, să ne gândim la Brigitte Bardot, la Sharon Tate, la Jackie Kennedy. În anii 60, când ele, drăguțele, ieșeau pe stradă și cu un păr de genul ăsta, nici nu-și imaginau că vor influența generații de tinere care, iată, și în 2023 apelează la tipul ăsta de coafură. S-a pomenit Lana Del Rey, se mai pomenesc Duffy, se mai pomenește, nu știu, Ariana de foarte multe ori, da, în contextul ăsta. De ce nu chiar Adele? Cu tipologia asta de păr. Da. Ce trebuia să faci tu ca să funcționeze povestea asta e următorul lucru. Părul trebuia împărțit în două secțiuni. O secțiune de față și o secțiune de calotă. Secțiunea de calotă se aduce în față, se tapează ușor la rădăcină, tot părul se piaptănă către spate, dar se piaptănă cu o perie. De regulă, perile clasice, nu cele rotunde sau cele de întins părul. Un alt truc pe care l-am învățat de la un super tare hairstylist în New York este următorul. Când folosești tipul ăsta de bentiță, pe lângă faptul că îți gândești coafiura și te gândești din start cam unde o vei plasa, faci următorul lucru. Pe interiorul bentiței pulverizezi un fixativ umed, tipul de fixativ cu pompă. Spreiem zona de interior a bentiței și după aceea îl plasezi exact, o plasezi acolo unde îți dorești. În momentul ăla, fixativul își face treaba, adică îți fixează rădăcina părului în poziția respectivă. Și imediat după bentiță obții acel efect de dâmb, de quib, de beehive, pe care îl caută protagonistele care apelează la această tipologie de coafură. Ador cuvântul beehive. Ce să zic, mi-ai adus o coafură emblematică, dar din păcate nu mi-ai adus și un look emblematic de care să le coafură asta. Deci astăzi, din păcate, nu. Mulțumesc. Mie o emoție jazz mi-ai adus. Bravo, stil. Mulțumesc frumos. Și mie mi-ai adus, dar nu știu ce. Da. Dar ceva mi-ai adus. Da. Mulțumesc. Vorbește cu cei de acasă, Jasmine. Dragii mei, mă bucur că ușor, ușor începem să ne cunoaștem, să știți că citesc mesajele de la voi și încerc să răspund. Sunteți minunați. Și haideți să parcurgem emisiunea aceasta într-un mod cât mai frumos. Vă pup și votați 5 la 1220.
La această ținută, să vă spun cum ar fi trebuit să arate. Deci, părul trebuia să fie așa. Deci, ceva de genul ăsta. Bum. Super volum. Și aici, vârfurile în sus, da? Referință anii 80, Brigitte Bardot. Bun. Make-up-ul la fel, mai puțin, 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 bentița, nu știu ce. Și mergea o gentuță, bijuterie.